Pasionații de obiecte vechi și valoroase s-au întâlnit pentru prima dată la Uzdin în cadrul zilelor Uzdinului. Colecționez timbre, cred că sunt peste 40 de ani. Și așa, de la bătrânie, de pe anul 70, toate. Am o colecție din America, am colecția lui Diana, prințesa, atunci am și o colecție de automobile, toate cu autenticitate, că sunt originale. Bancnotele sunt din anul 1993, deci 26 de ani bancnotele. Bancnote valabile în anul ăla, asta se folosește bancnote, 500 de miliarde. De miliarde 500. Asta e maximum. După asta nu s-au mai făcut mai mare bancnote. Îmi pare bine că s-a organizat, deși este pentru prima dată, dar e o ocazie unde lumea ar putea ca să vină să facă schimb de fel de fel de colecții de care ce adună. Filiala Mehedinții Arhivelor Naționale ale Statului a prezentat o expoziție de carte și publicații tipărite de autoritățile județene care promovează valorile culturale din stânga și dreapta Dunării. Sunt foarte bucuroasă că am primit un nou premiu la această manifestare. Este vorba de Marele Premiu al Culturii Românilor, Podul lui Traian, care mă onorează și mă face ca să fiu în continuare cu sufletul alături de cei de aici și cu ceea ce pot să sprijin prin Centrul Cultural al Județului Mehedinți. Expoziția a stârnit interesul iubitorilor de fotografie artistică și al presei.